Fiecare Constituție, ca legea fundamentală a unui stat, are drept corelat o clasă mai cu seamă pe care se întemeiază. Corelatul Constituțiilor statelor apusene este o clasă de mijloc, bogată, cultă, o clasă de patriciani, de fabricanți, industriași care văd în Constituție mijlocul de a-și reprezenta interesele în mod adecvat cu însemnătatea lor. La noi, legea fundamentală nu semnează decât egalitatea pentru toți scribii de a ajunge în funcțiile cele mai înalte ale statului. De aceea, partidele noastre nu le numesc conservatoare sau liberale, ci oameni cu slujbă guvernamentali și oameni fără slujbă opoziția. Se înțelege că în judecarea diferitelor partide politice trebuie să deosebim pe cele sincer politice de cele pretinse sau pretextate politice. Partidele la noi nu sunt partide de principii, ci de interese personale. Păstrând numai coaja legilor și goala aparență, calcă făgăduielile făcute nației în ajunul alegerilor. Fac tocmai contrariul de ceea ce au promis mandanților lor și trec totuși drept reprezentanța ai voinței legale și sincere a țării. În cadrul lor, organizarea nu înseamnă altceva decât disciplina oarbă a unei societăți de exploatație sub comunii șefi de bandă. Ce este acela un partid? Trăind prin politică și din politică și neavând niciun alt soi de resurse materiale sau de putință de a-și câștiga existența, el este capabil de a falsifica totul, și liste electorale, și alegeri, și forme parlamentare, și idei economice, și știință, și literatură. De aceea nu ne mirăm dacă vedem acest proteu al unui universalism incapabil și ambițios